Muzeul zoologic este organizat sistematic, adică de la cele mai simple animale spre cele mai complexe. Cele mai simple animale pe care le putem pune la dispoziția publicului sunt spongierii sau bureții. Popular le putem spune bureți. Sunt specii acvatice, multe dintre ele sunt, cele mai multe dintre aceste specii sunt coloniale și se împart în trei mari categorii. Calcii spongieri au scheletul pe bază de calciu, silicospongieri, cum este acest Euplectella spergilium sau coșelețul Venerei, acești spongieri au scheletul pe bază de siliciu, și cornacuspongieri, cum este acel Euspongia officinalis de pe primul raft, au scheletul pe bază de fibre de spongină. Euspongia officinalis era utilizat în trecut ca și burete de baie, bineînțeles că nu era atât de ușor de obținut, trebuia să te scufunzi pentru a recolta astfel de bureți și aveau acces la un astfel de burete doar familiile înstărite. Mai departe, în lumea animală, următorul grup îl reprezintă cnidarii sau celenteratele. Se numesc cnidari deoarece prezintă numeroase celule urticante numite cnidoblaste. În general sunt animale cu tentacule. Cnidoblastele acestea sunt dispuse mai ales pe tentacule. Cu ajutorul lor paralizează și capturează prada. Dintre cele enterate, primele pe care le avem expuse sunt meduzele. În prim plan avem Aurelia aurita, o meduză foarte comună în Marea Neagră, o meduză care ajunge undeva la 15 cm în diametru pălăriei. După cum se poate observa, cele mai multe dintre specii au forma aceasta de pălărie, iar tentaculele în partea inferioară a corpului. O specie mult mai mare, prezentă de asemenea în Marea Neagră, este Rhizostoma pulmo. Este o meduză care poate să ajungă între 20 și 60 de centimetri în diametru pălăriei. Iar tentaculele prezintă aceste celule urticante care pot să afecteze chiar și omul. Următoarele celenterate pe care le avem expuse sunt coralierii. Octocoralierii în partea de jos a vitrinei, la fel specii coloniale ca și spongierii. Indivizii își produc în jurul corpului un schelet, indivizii se mai numesc polipi, corpul lor este sub formă de sac. În partea superioară a corpului prezintă 8 tentacule, de unde și numele de octocoralieri. Între aceste tentacule se află orificiul bucoanal. Următorul grup de cele enterate sunt hexacoralierii. Hexacoralierii, după cum le spune și numele, prezintă 6 tentacule sau multiplu de 6, cum este cazul acestor anemone. Anemone sau flori de mare. Toate aceste specii sunt viu colorate atunci când sunt vii, însă datorită lichidului de conservare, ele și-au pierdut pigmenții. În muzeu putem să vedem forma, dimensiunile specimenului, din păcate nu și culorile. În continuare, următorul grup bine reprezentat în muzeu sunt moluștele. Moluște sau animale cu corpul moare. Și aici avem trei categorii: melci, scoici și caracatițe. Melcii prezintă această cochilie răsucită, a nu se face confuzia cu scoicile. Dintre melci, o specie interesantă este acest murex, este din familia melcilor de purpură, era utilizat încă din antichitate pentru extragerea pigmentului purpuriu, de unde și numele de melc de purpură. La fel, un pigment foarte scump, inaccesibil omului de rând. În continuare avem numeroase alte specii de melci sub formă de cochilii, iar în partea de sus a vitrinelor avem conservată în lichid atât partea de cochilie cât și corpul propriu-zis al animalului. Muzeul zoologic se bucură de o vastă colecție de cochilii de melci, colecția Bilz, peste
80.000 de exemplare, dar de asemenea avem și o frumoasă colecție de scoici. Scoicile se mai numesc lamele branhiate datorită formei branhilor. Dacă melcii sunt atât specii acvatice cât și specii terestre, scoicile sunt specii strict acvatice. Dintre scoici, cea mai mare este această Tridacna gigantea. Noi avem un juvenil, dar un exemplar adult poate să atingă peste 150 de kg ca și masă, din care cam 10 kg este partea cărnoasă, corpul propriu-zis al animalului, și se apropie undeva de un metru diametru acestei cochilii. Scoicile, cele mai multe dintre specii, sunt bivalve. Au corpul protejat de o cochilie compusă din două valve, așa cum se poate vedea la exemplarele din borcane, unde avem atât cochilia cât și corpul propriu-zis al animalului. O altă scoică interesantă o avem în această vitrină, se mai numește scoica de mărgăritar. Este acea scoică ce produce perle. Mergem mai departe la următorul grup de moluște, cefalopodele sau caracatițele. În partea de jos avem Nautilusul, o caracatiță primitivă. Ea are corpul protejat de o carapace, o carapace răsucită ca și în cazul melcului. Însă, dacă melcul are acces în întreaga carapace, în întreaga cochilie, aici avem doar o porțiune din cochilie locuită de către Nautilus și o porțiune compusă din mai multe încăperi unite prin sifoane, prin niște orificii numite sifoane, cu ajutorul cărora poate să coboare în masa apei. De ce vă spun aceste lucruri? Deoarece Nautilusul este, pe lângă o caracatiță preistorică, și o caracatiță care poate să coboare la peste 1000 de metri adâncime. Este o specie abisală. Mai departe, avem numeroase alte specii de caracatițe. Aici, în dreapta, caracatița comună, Octopus vulgaris. În partea de sus avem sepia, atât exemplarul întreg, cât și o disecție prin sepie, ouăle de sepie, care se mai numesc struguri de mare, un rest de carapace numit sepion, care se află în interiorul corpului de data aceasta, și câteva exemplare de calmari. În continuare mergem la un grup divers de nevertebrate, artropodele. E un grup divers atât ca forme, culori, ca număr de specii. Artropodele sunt animale cu picioare articulate. Corpul este segmentat. Este compus din cap, torace, abdomen. La unele grupe, capul se unește cu toracele și formează o singură structură numită cefalotorace. Cefalotoracele acesta îl întâlnim la crabi, creveți, la arahnide, la scorpioni. În stânga mea avem expuse mai multe specii de crabi. Dintre acestea, probabil cel mai impresionant este crabul păianjen. Este impresionant datorită dimensiunilor mari ale picioarelor acestui crab. Un exemplar adult poate să ajungă la o anvergură a picioarelor, în momentul în care corpul este extins, undeva la peste un metru și jumătate. Mai departe, în partea dreapta mea, avem câteva specii de scorpioni. Dintre aceștia avem un scorpion de pădure, scorpion mare de pădure, trăiește în pădurile din Malezia. Este o specie cu un venin slab, nu este o specie periculoasă pentru om. Tot aici în vitrină, în prim plan, avem Euscorpius carpaticus, scorpionul întâlnit și în țara noastră. La fel, nu este o specie periculoasă pentru om. Mai departe, aici avem, în stânga mea, mai multe specii de creveți. Tot în acest grup, în această zonă, avem
racul de râu, mai multe exemplare, atât sub formă de disecție, sub formă de piese anatomice, cât și exemplarele întregi. În partea de jos avem un homar. Este cea mai mare specie, trăiește în nordul Atlanticului. În partea dreaptă avem o colecție de tarantule. Marea majoritate a tarantulelor sunt întâlnite în regiunea ecuatorială și regiunea tropicală. Probabil cel mai vast grup de artropode îl reprezintă hexapodele, adică viețuitoare cu 6 picioare, sau popular insectele. Dintre acestea, cele mai bine reprezentate la noi în muzeu sunt coleopterele sau gândacii și, bineînțeles, lepidopterele sau fluturii. O să vorbim puțin mai multe despre fluturi. În stânga mea, în partea din dreapta, avem câteva exemplare din genul Morpho. Sunt fluturi albaștri, deosebit de impresionanți datorită culorii. De asemenea, avem mai multe specii de fluturi coada rândunicii, fluturi din familia Papilionidae. Se numesc fluturi coada rândunicii deoarece aripile posterioare prezintă câte o codiță. Codița aceasta nu mimează o rândunică, nu copiază o rândunică, ci mimează antenele fluturelui. În situația în care o pasăre va încerca să captureze un astfel de fluture, va încerca să-l prindă de cap. În momentul în care pasărea vede antenele acestea, care sunt codițele acestea, care sunt mult mai groase, mult mai proeminente decât antenele, va crede că acolo este capul. Va prinde fluturile de codițe, codițele se vor rupe, într-adevăr, aripile vor fi puțin deteriorate, dar fluturile își poate continua viața, poate să zboare și de cele mai multe ori astfel poate să scape de potențialul prădător. Mai departe, avem fluturii bufniță. Sunt fluturi care zboară în amurg, sunt fluturi care trăiesc în pădurile ecuatoriale. Prezintă pe aripile posterioare o pereche de ochi care seamănă oarecum cu ochii unei bufnițe. Când fluturele își desface aripile și privim fața ventrală, el seamănă într-o oarecare măsură cu o bufniță. Însă, acest fluture nu mimează o bufniță, el mimează o broască, deoarece principalul său dușman este o șopârlă care, la rândul ei, are ca dușman o broască. În partea de sus avem fluturele Attacus atlas. Este cel mai mare fluture din lume ca suprafața aripii. Nu ca și anvergură, ci doar ca suprafața aripii. Fluturile cu cea mai mare anvergură are aripile destul de alungite, înguste, Tizania agripina. Nu îl avem expus, îl avem în colecție, dar nu îl avem expus pentru publicul larg. Un alt fluture deosebit de frumos și impresionant ca dimensiune totodată este acest Argema mitrei, un fluture endemic în Madagascar, o specie endemică în insula Madagascar. Ultimul grup de animale din seria nevertebratelor îl reprezintă echinodermele. Pe românește aici avem aricii de mare și stelele de mare. Sunt viețuitoare marine, trăiesc pe fundul mării, unde se hrănesc cu animale moarte, cu pești morți, cu resturi. Trăiesc atât în mările calde, cât și în mările reci. Încet ne apropiem de seria vertebratelor. Înainte de a ajunge la peștii osoși, la speciile cu coloană vertebrală, prima dată avem câteva exemplare de chișcari sau ciclostomi. Sunt specii parazite, parazitează pești. După care avem peștii cartilaginoși. Dintre aceștia, jos, putem să vedem câinele de mare, un rechin prezent și în Marea Neagră, rechinul ciocan, pisicile de mare și, bineînțeles, sturionii, morun, nisetru, păstrugă, cegă. Mai departe avem peștii osoși. O specie puternic mediatizată în ultimele zile, o specie de pește, este acest asprete.
sau științific Romanictis valsanicola. De ce este atât de interesantă această specie? În primul rând, pentru că este o fosilă vie și în al doilea rând, pentru că este o specie endemică. Ea trăiește doar în țara noastră, pe râul Argeș și afluenții acestuia. Mai departe în seria vertebratelor avem herpetofauna, adică amfibieni și reptile. Dintre speciile deosebit de interesante pe care le avem expuse în această vitrină, avem 3 exemplare de crocodil de Nil, niște juvenili, deoarece aceste reptile răspândite în Africa ajung la câțiva metri lungime. Aici avem Draco volans sau dragonul zburător. Este o șopârlă de mici dimensiuni. Ce este interesant la această specie este faptul că poate să zboare. Nu este un zbor propriu-zis, ea planează. Cum face acest lucru? Cu ajutorul unui pliu tegumentar, adică o extensie a pielii pe care o poate întinde, contractând musculatura, formând astfel un mic planor. Cea de-a doua secțiune a Muzeului Zoologic este dedicată păsărilor și mamiferelor. Acestea sunt expuse fie în ordine sistematică, fie sub forma unor diorame. Colecția ornitologică a Muzeului Zoologic cuprinde atât specii de păsări din fauna țării, cum sunt de exemplu stârcii, dropia, cocoșul de munte, precum și specii din diverse colțuri ale lumii, cum sunt aceste minunate păsări colibri, pasărea kiwi, un simbol al Noii Zeelande. În această parte a muzeului, speciile de păsări sunt expuse la fel ca și în cazul nevertebratelor în ordine sistematică. Ele sunt dispuse pe diverse familii, avem păsări limnicole, familia struților, pescărușii, bufnițele, dintre care cea mai mare specie de la noi din țară este buha, iar în partea de jos, bineînțeles, bufnița de zăpadă. Cei care au văzut filmul Harry Potter cu siguranță recunosc această specie. În partea stângă avem niște mini-diorame în care sunt surprinse diverse aspecte legate de comportamentul unor păsări sau particularități din habitatul acestor specii. Aici avem zăganul sau vulturul bărbos, o specie care și aceasta din păcate a dispărut din fauna țării noastre. Iar jos avem vulturul pleșuv sur și vulturul pleșuv negru. În cele din urmă am ajuns la mamifere. Primele mamifere în ordine sistematică sunt monotremele, adică acele mamifere care depun ouă. În acest caz avem ornitorincul, echidna, urmate de marsupiale, adică acele mamifere care își adăpostesc puii în marsupiu. Și aici avem 2 exemplare de cangur roșu. Toate cele 3 specii, echidna, ornitorincul și cangurul, trăiesc în Australia. În stânga mea avem numeroase specii de rozătoare, nutria, o specie crescută pentru blană. În partea de jos avem tatuul, pangolinul, sunt specii de mamifere a căror corp este acoperit cu solzi. Iar în dreapta mea deja avem carnivorele. Râsul, puma. Tot din rândul carnivorelor avem câinele dingo,
lupul, șacalul, iar în prim plan un exemplar de șacal albinotic. De asemenea, în muzeu sunt prezente și carnivore de talie mare, cum este tigrul, leul, leopardul, dar bineînțeles și ierbivore, cum este antilopa gnu, antilopa saiga aici în dreapta mea, sau cămila bactriană, cămila cu două cocoașe. Mamiferele mari din fauna țării noastre le avem prezentate și sub forma aceasta de dioramă. De data aceasta avem o dioramă în cea mai mare parte deschisă. Prima specie expusă este căprioara, urmată de cerbul lopătar, după care cerbul roșu. Lângă cerb avem un vițel, o ciută tânără. A nu se face confuzia între căprioară, al cărei mascul se numește țap, și cerb, al cărei femelă se numește ciută. Sunt două specii diferite. Alte mamifere interesante aici avem bursucul, pisica sălbatică, iar cel mai mare carnivor din fauna țării noastre este ursul brun. O specie înrudită cu ursul brun este ursul polar. Iar aici, în poziția anatomică, avem un schelet al ursului de cavernă, Ursus Speleus, o specie care a dispărut în urmă cu aproximativ 30.000 de ani.